Primul ministru a explicat că, în ciuda presiunii mari din partea sindicatelor, salariile nu vor crește nejustificat, pentru că întreaga economie ar avea de suferit. Inflația este, după părerea mea, o cangrenă pentru economie. Vrem să sprijinim Banca Națională pe toate căile pentru a limita creșterile inflaționiste. Premierul nu este de acord nici cu propunerea senatorilor, care au aprobat luna trecută reducerea TVA la alimentele de bază. Nici nu o să ajungem la reducerea TVA-ului, dintr-un motiv foarte simplu. Cei care vin cu astfel de propuneri trebuie întotdeauna să vină și cu propunerea paralelă și să spună: tăiem aceste venituri de la buget, foarte bine, dar venim și cu sursa de completare. Dacă vor avea curajul să vină cu o propunere de mărire a unei taxe în anul electoral, eu mă îndoiesc. Ministrul Finanțelor Varujan Vosganian a pregătit și un proiect prin care cheltuielile publice vor fi reduse anul acesta cu 1% din produsul intern brut, pentru a păstra deficitul bugetar sub nivelul maxim de 3% admis de Uniunea Europeană.